Bună tuturor! Astăzi vă răspund la o întrebare foarte des primită din partea voastră și anume cum îmi mențin eu dinții albi sau eventual dacă îi albesc. Până de curând, mă rog, acum un an, eram destul de obsedată să folosesc apă de gură care albește, pastă de dinți pentru albire, tot felul de produse de genul. Eram efectiv obsedată să-mi albesc dinții și pot să zic că avea relativ un efect, dar oricum nu efectul dorit. Și apoi am descoperit acești plasturi pentru dinți de la Crest. Se numesc 3D White Strips și aceștia sunt în varianta Advanced Vivid. Acesta este al doilea pachet pe care îl folosesc și teoretic este un tratament pentru 2 săptămâni, dar eu nu l-am folosit așa cum trebuie folosit pentru că mi-a fost frică să-mi stric dinții și imediat o să vă explic ce am făcut. În pachet primiți 14 plasturi din aceștia și trebuie să-i folosiți timp de 2 săptămâni, unul pe zi. Așa scrie pe cutie. Eu am făcut în felul următor. Prima oară când l-am folosit, am făcut greșeala de a mă spăla pe dinți înainte să-l folosesc, să folosesc plasturile, l-am ținut jumătate de oră cât zicea, apoi l-am scos și m-am culcat. Problema este că gelul mi-a rămas pe dinți și a acționat toată noaptea și a doua zi m-am trezit cu o durere de dinți incredibilă, a fost absolut groaznic. Apoi am așteptat 2 sau 3 zile până să-mi aplic al doilea plasture și l-am lăsat doar 20 de minute și așa am făcut. Odată la 2 zile, o zi da, una nu, aplicam câte un plasture și lăsam doar 20 de minute. Efectul a fost același, doar că mi-am albit dinții într-o lună și nu în 2 săptămâni. Și sincer nu am avut durere de dinți, nu am avut nicio problemă și asta a contat foarte mult. Acum al doilea pachet îl folosesc efectiv pentru întreținere și odată la o lună sau hai să zicem 3 săptămâni aplic un plasture într-o seară, las 20-25 de minute și apoi îl îndepărtez. Și este foarte important după ce îndepărtați plasturele să vă spălați pe dinți ca să îndepărtați și gelul, că altfel pățiți ce am pățit eu noaptea aceea. N-am probleme, nu mi s-au sensibilizat dinții deloc, nu mă dor când beau rece, nu mă dor când mănânc înghețată, n-am absolut nicio problemă, sunt albi, curați și ce îmi place este că nu sunt acel alb fals. Este un alb natural, asta mi-a plăcut foarte mult, niciodată n-am vrut să am dinții albi de reclamă pentru că sunt foarte falși și vreau totuși să pară naturali. Dacă vreți, puteți să încercați și voi acești plasturi. Există mai multe variante, inclusiv pentru dinți foarte sensibili, care se țin doar 5 minute. Am zis că o să încerc și pe aceea, pentru că sunt foarte curioasă să văd efectul, că poate pot să aplic, nu știu, zilnic o perioadă de 2 săptămâni. Și cam atât. Un clip destul de scurt, dar sper că vi s-a părut interesant și v-am ajutat și v-am răspuns la întrebări. V-am zis, folosesc acești plasturi acum cam la o lună și primul tratament a fost timp de o lună, o dată la 2 zile. Și nu uitați, foarte important să vă spălați pe dinți după ce îi îndepărtați. Simt nevoia să vă zic asta de multe ori, pentru că altfel s-ar putea să vă treziți cu o durere de dinți incredibil de mare. Bun, așa că puteți să mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM și ne vedem marți cu un nou clip. Pa, pa!